Domnule primar, ce ne puteți spune despre acest proiect anunțat aici în Florești, de sală de sport cu tribună? Ce presupune și cum va arăta? Sala de sport cu 180 de locuri este primul proiect de acest gen în Florești, pentru că o sală de sport cu 180 de locuri, adică cu spectatori, și este un proiect tip al Companiei Naționale de Investiții, care a fost scos la licitație pe un teren aparținând Comunei Florești și sunt încrezător că va fi atribuit și proiectantul va executa lucrarea într-un mod corect, rapid și de bună calitate. Este nevoie de acest tip de proiecte pentru Florești, pentru că e foarte important sportul în Florești, sunt mulți copii, sunt mulți tineri. Această sală de sport poate fi folosită în diverse activități, inclusiv didactice. Este mare nevoie, mai avem încă proiecte la CNI care vizează și baze sportive. Avem și centru cultural care a fost scos la licitație, din păcate nu s-a atribuit. Urmează cea de-a doua parte, reluarea licitației, și dacă nu va fi atribuit, probabil că va trebui să revizuim devizul, care, așa cum știți, probabil nu corespunde realității prețurilor actuale. S-au scumpit toate cu probabil peste 30% și eu sunt încrezător că și acel, și sper să fie atribuit cât de repede și acel proiect, un centru cultural, pentru că avem nevoie, am spus-o, repet, privind cultura ca pe o investiție, de asemenea sportul la fel, și am lucrat în domeniul acesta ca să putem aduce cât mai multe proiecte și să găsim și surse de finanțare, pentru că bugetul local este limitat și atunci avem nevoie de fonduri europene, de fonduri guvernamentale, ca să grăbim puțin dezvoltarea localității în toate domeniile. Când estimați că ar putea să fie gata și să tăiați panglica și să poată fi folosită această sală? Aici este în funcție de pașii administrativi pe care îi parcurge Compania Națională de Investiții. Vă dați seama că eu aș dori cât mai repede. Acum este un proiect de peste 7 milioane de lei. În funcție de adjudecarea acestei licități de către un contractor și execuția care este prevăzută în acest proiect. Eu vreau cât de repede.